perspectiva noastră, ceea ce vorbim cu angajatorii se rezumă la următoarele aspecte. Candidatul este mult mai stabil. Și-a demonstrat ce avea de demonstrat până la până atunci, până la vârsta respectivă, și își dorește stabilitate. Deci este clar un profil ce nu va, adică nu e atât de pregătit să renunțe chiar la prima piedică. Poate mulți dintre ei și pentru că, din nou, o altă teamă, că nu-și pot găsi altceva. Da, posibil să... Scuze-mă, te rog, posibil să fie și din acest motiv, dar pe de altă parte au, cum experiența lor de viață îi aduce în zona asta de maturitate, pur și simplu, tratează cu maturitate toate problemele cu care se confruntă. Plus că experiența de viață îi ajută să vadă global o anumită temă. Nu se duc către ea, văd criza, ci o tratează puțin multilateral, nu știu cum să descriu mai bine. Nu mai au poate credite sau nu mai sunt atât de stresați de disconfortul pe care ți-l creează, disconfortul emoțional până la urmă, pe care ți-l creează banca, creditul. Da. Copiii lor sunt deja mari și atunci nici din punctul acesta de vedere nu trebuie să acorde foarte multă atenție eventualei răceli, ședința cu părinții, mica criză de la școală, examenul și așa mai departe. Și din nou sunt poate mult mai prezenți în timpul lor de program la birou. Au învățat deja extrem de multe lucruri trecând prin mai multe experiențe, poate mai multe joburi, dar mai multe experiențe profesionale și din nou au capacitatea să rezolve, să adreseze o situație de criză sau o problemă cu mult mai multă disponibilitate. Și atunci, cred, din punctul acesta de vedere, sau acestea sunt argumente pentru care angajatorul, da, tinde să aplece urechea și să zică ok, să văd și candidați peste 40.